Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După 2 ani de pandemie, să recunoaștem că avem oarecare sensibilitate la știrile despre virusuri și posibile noi epidemii. Și știrea despre apariția unor cazuri de variola maimuței a atras atenția tuturor. E firesc să fie așa. Și e cel mai bine în asemenea situații să vorbim cu specialiștii. La telefon este Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, între care mă număr și eu frecvent. Mulțumim foarte frumos, să știți că se vede și pe audiențe. Acum, domnule profesor, aș vrea să lămurim o îngrijorare. Cât de contagioasă e de fapt variola maimuței și cât de periculoasă e dacă totuși te îmbolnăvești? Da, deci sigur că este o diferență foarte mare, să spunem, între această variola maimuței și, să zicem, COVID-ul cu care ne-am confruntat timp de 2 ani. Deci la variola maimuței, la acel monkeypox, transmiterea se face prin contact intim și prelungit. Dacă vorbim de picături respiratorii, vorbim de picături mari care au un rol în transmitere mai redus, putem vorbi de asemenea de contactul cu secreții sau excreții. Deci deja este o diferență semnificativă în riscul de transmitere la monkeypox, cum spuneam, comparativ cu virusul SARS-CoV-2. Este un virus acesta care a fost mai puțin studiat, el evoluând endemic, deci frecvent în Africa, în zone, Africa fiind un continent global defavorizat, deci zone care au prezentat, să spunem, un interes ceva mai redus pentru știință, și am să justific asta prin faptul că, spre exemplu, SIDA și Ebola, se spune așa, au fost descoperite în anii 80. Pe ele cu siguranță că n-au apărut în anii 80, au apărut de N ani, mii de ani, sute de ani. Însă din anii 80 au început să prezinte un risc pentru lumea dezvoltată și atunci au început să fie studiat. Exact același lucru se întâmplă și acum cu acest monkeypox, care evoluează endemic de foarte multă vreme în Africa și totuși nu se cunoaște exact nici rezervorul natural, nu se cunoaște exact nici circuitul virusului în natură. El a început acum să fie avut într-o atenție specială, pentru că, vedeți, au apărut aceste cazuri care în țări europene sau în țări non-endemice, care n-au o legătură cu zonele endemice, și asta îngrijorează. Atunci, sigur că lucrurile sunt luate mai atent în studiu. Bun. Problema e că are denumirea asta de variolă. Ori variola a fost, slavă cerului, una dintre pandemiile sau epidemiile care au ucis un număr uriaș de oameni. Extrem de transmisibilă, letală. De ce îi spunem variolă? Are o simptomatologie, să spunem, asemănătoare cu cea a variolei, dar cu o evoluție clinică semnificativ mai puțin gravă. Bun. Deci, practic, să stăm liniștiți. Aceasta este motivația legată de simptomatologie. Mm-hmm. Bun. Domnule profesor, acum în privința COVID-ului, că ați făcut o referire la asta, nu pare să mai preocupe pe nimeni. Ieri erau totuși, am văzut, erau vreo 180 ceva de cazuri noi, mai sunt la ATI 10 de pacienți, dar putem spune că gata, am scăpat de pandemie? Nu putem să spunem acest lucru, pentru că, vedeți, e o vorbă care spune așa, că dacă te doare un deget și îți muși limba, uiți de durerea de deget. Cam asta s-a întâmplat cu războiul din Ucraina, care a luat, să spunem, prim planul în media și nu numai, și pandemia a trecut undeva într-un plan absolut secundar. Dar când durerea de la mușcătura de limbă trece sub o formă sau alta, îți readuce aminte că ai degetul și că te doare. Exact același lucru se va întâmpla și în privința acestei pandemii, care este în derulare. Ea este în derulare, dar la un alt nivel. Deci, practic, în momentul de față, virusul acesta se replică în continuare, el infectează, greșește, generează variante, subvariante. Dar cred că întrebarea care preocupă cel mai mult este dacă ne vom mai confrunta cu ceea ce a fost acum 2 ani și mai bine. Exact. Probabil că nu. Okay. Și probabil că nu, pentru că deja știm destul de multe despre acest virus, știm ce avem de făcut pentru ca să controlăm problemele,
Și avem o populație semnificativ la nivel global trecută prin infecție și cu o cifră semnificativă și de vaccinat. Deci pandemia, da, continuă, ne vom confrunta din nou cu ceea ce ne-am confruntat în urmă cu 2 ani, mai puțin probabil. Am văzut, am citit pe Facebook că v-ați plâns că v-ați pricopsit cu o căpușă pe picior. Da. După ce ați făcut o plimbare printr-un parc. Acum, căpușele astea sunt, toată lumea când aude de căpușe, zic, aoleo, mă îmbolnăvesc de boala Lyme. Cât de periculoase sunt? Da, din păcate, nu numai de boala Lyme. Și vedeți, noi avem vreo 27 de specii din astea de căpușe, de variante de căpușe. Una care este întâlnită cam în toate regiunile țării este vorba de Ixodes ricinus sau căpușa comună, care poate să transmită vreo 6, 7 sau 8 boi. Dintre care 3 au o denumire care te pune pe gânduri. Este vorba de o formă de febră hemoragică, este vorba de această boală Lyme și este vorba de encefalita de căpușă. Toate 3 bolile astea sunt documentate în România din secolul XIX. Deci atenționarea vis-a-vis de bolile care pot fi transmise de căpușe este importantă și este bine ca oamenii să fie informați cu măsurile pe care trebuie să le ia în momentul în care sunt mușcați, pentru că măsurile care se iau pot să evite o serie din necazurile ce pot să apară. Sigur că nu toate mușcăturile de căpușă se materializează în bolile grave pe care le-am pomenit, pentru că dacă era așa, haideți să ne gândim că grupa socioprofesională a ciobanilor dispărea. Deci da, nu toate mușcăturile sunt... Asta, cum îmi dau seama? Cum știm? Bun, am descoperit sunt o căpușă. Letale. Păi n-ai de unde să știi, pentru că nu poți să știi dacă o căpușă are sau nu are agenții patogene în ea sau dacă e varză sau nu. Și ce pentru de făcut? Că aici este și o chestiune legată de măsuri. Mulți spun, destui spun că torni pe ea spirit, dai cu acetonă, o încălzești. Nu este bine să facă acest lucru, pentru că în momentul ăla căpușa poate moare când dai cu acetonă pe ea. Dar în momentul în care dai cu acetonă, ea varsă în locul în care te-a înțepat, varsă exact agenții patogeni cu care nu vrei să te confrunți. Deci este important să știm care sunt măsurile. Și măsurile sunt relativ, să zicem, ușor de luat. Dacă ai la dispoziție un serviciu medical, te adresezi medicului. Dacă nu ai, atunci nu o să stai cu căpușa, eu știu cât timp, până când ajungi la un serviciu medical, cu o pensetă, o prinzi de partea vizibilă ieșită din piele și o învârți fără să o rupi. O învârți în sensul invers a celor de ceasornic și ea se va desprinde fără să tragi forța de ea. Se va desprinde. Și atunci eviți această chestiune pe care am spus-o adineori. De ce în sens invers a celor de ceasornic? Care e ideea? Păi, probabil că practica i-a învățat pe oameni să o facă așa și a observat că dacă procedează în felul acesta, nu se rupe corpul căpușei și nu îți rămâne acolo o parte restantă care îți poate aduce probleme locale sau, să zicem așa, generale. Deci, după aceea se face dezinfecția cu betadină sau cu spirit medicinal. Și lucrurile, sigur că pot să evolueze mai favorabil. Se pot face, sunt zone în care se face testarea pentru agentul patogen al febrei Lyme, dar astea sunt zonele cu o încărcare deosebit de mare cu acest agent patogen. La noi mai puțin se face această testare, dar se poate face la solicitare. Se poate face și această deci, testare. În principiu, căpușă pe picior sau undeva, mers la medic, dacă nu e niciun medic, foarte ușor, învârtim căpușa cu o pensetă în sensul invers a celor de ceasornic, încercând să o scoatem fără să o omorâm. Da, sau dacă nu avem o pensetă care să ne permită această rotire, se poate trage de jos în sus, ușor, deci fără să forțăm ca să se rupă parazitul. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.